Situația romilor din România și Europa de Est și integrarea acestora în societatea actuală a fost și rămâne încă o chestiune complexă, chiar spinoasă pe alocuri, iar dezbaterile sunt de multe ori interminabile. Curioși să vedem cum se văd romii din afară, dar și care sunt diferențele între comunitatea de rom de la noi și cea din Italia, am cerut opinia unui specialist. Urmăriți în minutele următoare un interviu acordat de doctorul în sociologie, Alfredo Alieti, profesor în cadrul Universității Ferrara din Italia. In Italy, the situation of Roma communities is not so simple. În Italia, situația romilor nu este atât de simplă. Sunt o serie de situații în care romii sunt marginalizați, iar fenomenul discriminării este larg răspândit în Italia. Este cu adevărat o problemă. Avem situații diferite ale comunităților de romi. Într-un fel sunt romii din nord și în alt fel sunt romii din sud. Vorbim despre statut economic și etnic diferit. În zona de nord a Italiei, cei mai mulți romi sunt de origine sinti. Ei s-au integrat cu succes la nivel local, din punct de vedere social și politic. În schimb, în zona de sud, cum este de exemplu zona metropolitană Milano, avem grupuri de romi foarte marginalizați, așa cum sunt de exemplu romii din România. Aceștia trăiesc în condiții foarte precare și sunt multe situații în care îi vedem pe aceștia că trăiesc ca într-un ghetou. Este o situație incredibilă care se regăsește în orașe precum Milano, pentru că este un oraș dezvoltat. Există o serie de ONG-uri și reprezentanții ai societății civile care lucrează pentru a îmbunătăți situația acestor oameni, dar în acest moment este destul de greu să schimb ceva. Discriminarea este adânc înrădăcinată la fiecare nivel al societății. Romilor le este greu să obțină un loc de muncă, fie că vorbim despre un mediu profesional sau academic, sau fie că vorbim de un post de menajeră. Nu au acces nici în instituțiile de stat, dar nici în serviciile sociale. Dacă vorbim despre o strategie națională pentru romi în Italia, e bine, aceasta nu este atât de ușor de înțeles, pentru că ne confruntăm cu trei contexte geografice diferite care influențează această strategie. Mai întâi, avem zona de centru a țării, unde regăsim vechea tradiție a partidelor de stânga. Aici există inițiative și activități menite să îmbunătățească viața comunităților de romi, numai că se fac pași mărunți. Activities for improving the quality of life of Roma communities, but is not enough. Apoi există zona de nord a țării, unde găsim activiști foarte buni, care vin din zona societății civile, dar și din partea ONG-urilor conduse de romi pentru romi. Ei chiar au inițiative și fac demersuri puternice pentru incluziunea romilor. Very strong at a local level. Hey, and in this case you can find very important activities for inclusion, for integration of Roma communities. Dar tot în nord-est, dacă studiem ce se întâmplă în regiunea Veneto și Verona, situația se schimbă radical și vom regăsi un fenomen puternic de discriminare din partea populației locale. Verona also, no? The situation is very, very is not so good because in this region you can find a really strong discrimination and racist attitudes.
among local population, Gagi population. So it's not so difficult, it's not so simple to. Prin urmare, societății civile nu este ușor să poarte un dialog și deci să obțină progrese în cazul incluziunii romilor. In the south, the situation is really chaotic because you can find. În sud, situația este de-a dreptul haotică. Acolo nu ai condiții de dezvoltare nici la nivel social, nici la nivel economic. Zona de sud este mult subdezvoltată în comparație cu zona de nord sau cu zona din centru. Prin urmare, aici comunitățile de romi nu pot progresa din cauza condiției economice și nu a fenomenului de discriminare cum se întâmplă în restul zonelor. Marginalized group in economic terms, socio-economic terms, is not because there is a discrimination, widespread discrimination. Acum, după cele spuse, să vedem strategie națională pentru romi în Italia. Păi, nu există. So, in Romania, Romanian case is very, very different from the rest of Europe, also the rest of Eastern Europe. Acum, dacă vorbim despre România, situația romilor de aici este foarte diferită față de situația romilor din restul Europei de Est. Văd situația lor la fel de pestriță și complexă precum este în Italia. Good, less or more good, not so good situation where you can identify some important progress, no? Uneori întâlnim o situație acceptabilă, a un nivel de trai decent și se văd anumite progrese în privința integrării lor. Dar există la fel de multe cazuri în care situația romilor este dezastruoasă. Prin urmare, mi-e foarte greu să concluzionez. My judgment is complicated because it's different situation. You must understand. Ceea ce cred că trebuie să facem este să vedem unde anume există șanse reale pentru a îmbunătăți calitatea vieții, dar mai ales calitatea procesului de incluziune. Roma communities, but also the quality of inclusion. Because in Romania, but also in Italy. Atât în România, cât și în Italia, cheia constă în calitatea procesului de incluziune și calitatea dialogului între localnici și comunitățile de romi, care conviețuiesc atât în Italia, cât și în România. Asta este cu adevărat important. Communities living in each country, Italy and Romania. This is important.